analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Am plăcerea de a face o trecere în revistă a evenimentelor și în egală măsură de a încerca să înțelegem ceea ce se petrece pe scena sociopolitică, economică a județului și a României, alături de domnul Adrian Rovența, vicepreședinte al PSD Târgu Jiu. Stimată doamnă, bună ziua, bine ați revenit la noi în studioul. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Iată-ne în final de august 2021 la ceea ce înseamnă debutul sau predebutul unui nou val pandemic. Vedem că întreaga omenire se pregătește pentru acest val. Citeam azi dimineață o, haideți să numim, estimare, pentru că nu e o certitudine, este o estimare a Ministrului Sănătății, îmi scapă numele doamnei, dar spunea dumneai că jumătatea, a doua parte a lui septembrie va fi, după, repet, estimări, vârful acestui nou val 4 cu, zicea dumneavoastră, să nu fie, Doamne ferește, 4.000 de cazuri. Dacă se ajunge la așa ceva, este iarăși o problemă și s-ar putea să se revină la, vă amintiți, acea perioadă de lockdown în care ți-era frică și de umbră să ieși din casă, că nu știai cine te verifică, te întreabă dacă aveai declarația scrisă pentru, nu știu, un supermarket și tu erai în alt supermarket, stai cu emoții. Și mii de români care au luat amenzi pe care le-au contestat ulterior. Și da, la unii și le-au și plătit. Le-au și plătit, într-adevăr, da. Se poate ajunge, Doamne ferește, la această situație? Sperăm să nu, dar totuși, iată, estimările celor de la Ministerul Sănătății sunt destul de sumbre. Eu sper să nu se ajungă la un număr atât de cazuri, de mare de cazuri. Deci eu chiar îmi doresc pentru... 4.000 mi se pare fantastic. Da, pentru sănătate și pentru oamenii din Târgu Jiu, din România, să nu ajungem, sau nu ajungă unii dintre ei să se îmbolnăvească de această boală. Eu nu am trecut prin boală, știu cum este. Am fost un caz fericit, am avut simptome destul de ușoare, dar unii oameni au avut simptome grave și mai rău, alții chiar au decedat în urma acestui virus nenorocit. Cât despre partea de lockdown, eu nu cred că mai este necesar un lockdown în România, deoarece românii sunt mai conștienți de severitatea acestui virus pe o parte, plus că și sistemul medical și medicii din România au mult mai multe medicamente în momentul de față și au o experiență mult mai mare în a trata cazurile grave. Bine, asta nu are legătură cu o măsură preventivă de lockdown. Dar eu cred că dacă se va lua această măsură de lockdown, economia României va fi distrusă. Mare atenție cel care gestionează, pentru că știm că el face parte din acel comitet și practic el gestionează situațiile de urgență, inclusiv în astfel de cazuri, anume domnul Raed Arafat spunea că mai mult ca sigur nu vom avea un nou lockdown și că situația ar trebui să fie extrem, extrem de gravă, încât să se ajungă la un nou lockdown, la o nouă închidere totală a ceea ce înseamnă agenți economici cu program extrem de scurt, flux, mișcare de populație, ceea ce am trăit câteva luni, domnul, în 2020. Catrin, vreau să, că totuși sunt om politic și această emisiune să aibă și o componentă politică. Absolut. Lucrurile stau în felul următor. Nu cred că-și mai, dacă stau să analizez un pic mai în amănunt așa, nu cred că-și mai asumă nimeni să dea o măsură de lockdown, atât timp cât anul trecut, la alegerile parlamentare, toți românii erau împinși să meargă la vot și ca urmare a acestei masări a populației către vot, mobilizări, da, a populației, am aflat acum o lună, două, că erau foarte multe cazuri în acea perioadă și foarte multe decese din acea perioadă de campanie și
care n-au fost contabilizate. Da, care au fost, n-au fost publicate și ne-am trezit cu ele în lunile mai, iunie, iulie anul acesta, că se tot raportau. Și nu vi s-ar părea normal ca cei care au greșit să răspundă? Nu știu dacă penal, dar să răspundă. Ba da, penal, domnul Catina. Nu știu, nu sunt eu măsură să decid asta. În primul rând că este fals și uz de fals. În momentul în care raportezi, publice, da, bineînțeles, în momentul în care raportezi cifre mai mari sau mai mici, indiferent că este o companie de stat, mai ales un moment atât de complicat cum este această pandemie și mai ales când tu ascunzi un risc și un pericol public față de cetățenii țării pe care tu ar trebui să-i protejezi pentru un interes electoral, atunci meriți cele mai aspre pedepse posibile. Da, atenție. Nu cred că sunt trecute în codul penal pedepse atât de aspre pe cât ar merita că la momentul la care faceți dumneavoastră referire... Și oameni politici și oameni de administrație. Exact. La momentul la care faceți referire, ministrul al sănătății și practic cel care a girat prin semnătură, da? Aceste anunțuri, aceste ieșiri... Și ulterior domnul Voiculescu, pentru că și la acea perioadă se face referire. Adică e o nebuloasă. Eu din ce țin eu minte și țin minte bine, guvernul era guvernul Orban. Vă referiți până în alegeri? Da, până în alegeri, da. Da, guvernul era guvernul Orban Tătaru. Și ministrul al sănătății era Nelu Tătaru. Da. Deci ei ar trebui să-și asume cea mai mare responsabilitate din punctul ăsta de vedere, pentru că pe timpul sub mandatele dânșilor s-a întâmplat acest fals grosolan, această manipulare publică. Bineînțeles, să nu mai vorbim de președintele Iohannis, care în fruntea tuturor, pentru a obține un scor cât mai bun pentru partidul lui, ulterior guvernului, bine, era guvernul lui și în momentul respectiv, au împins oamenii într-o zonă foarte mare de risc. O zonă de a se infecta cu COVID. Poate unii dintre dânsii atunci s-au infectat. Poate unii dintre Partidul Social Democrat scoate la bătaie. Scoate la bătaie în perioada următoare, când se va relua sesiunea parlamentară în forță. Da. Arma supremă pe care o are orice formațiune existentă în Parlament, da, depunerea unei moțiuni de cenzură. În afară de voturile incorpore, de la cap la coadă, ale socialdemocraților, ale celor, presupunem, de la AUR, și eventual independenților care s-au desprins ulterior după alegeri, de la anumite partide. De unde se pot lua voturi în susținerea moțiunii, astfel încât să pice actuala coaliție de guvernare? Că mi se pare destul de problematic. Nu prea văd de unde ați putea lua voturi. Este problematic, dar cum a spus și președintele Ciolacu, o moțiune de cenzură trebuie depusă în momentul în care partidul de la guvernare, da, sau alianța de la guvernare, da, este în cel mai vulnerabil moment. Cel mai vulnerabil moment, este clar, pentru cel puțin pentru PNL, va fi după alegerile interne de la DEJ. Pentru că este clar că după orice tip de alegeri interne apar nemulțumiți. Și atunci, ca să maximizezi, până la urmă vorbim de joc politic, nu e vorba unde socialdemocrații vor să scoate maximum, corect? Este normal, pentru că altă variantă nu avem, altă variantă pentru a încerca să redresăm România. România, după cum observați, este pe o pantă descendentă abruptă. Nu a avut România o datorie externă atât de mare, cred că cel puțin în ultimii 20 de ani, dacă nu poate în ultimii 30 de ani, mă refer, raportată la PIB. Avem peste 50% din datoria României, reprezintă peste 50% din produsul intern brut. Și atunci, singura modalitate pe care o poate pune în practică Partidul Social Democrat este moțiunea de cenzură și aceasta trebuie depusă într-un moment în care are... Deci nu vă veți grăbi cu depunerea ei acum, ci după ce se va lua sesiunea? Bineînțeles, dar și domnul președinte Ciolacu a spus același lucru. Moțiunea va fi depusă după alegerile din PNL. Cei de la PNL când au contribuit... A spus la începutul, ca să nuanțez, domnul Ciolacu a spus, vom depune moțiunea de cenzură la începutul acestei sesiuni parlamentare. Dar începutul poate să însemne și a doua lună, nu neapărat prima lună. Corect. Păi septembrie este prima lună, octombrie pe acolo. Da. Foarte interesant, dacă dăm timpul nu cu mult înapoi, cei din PNL au dat jos cu guvernul Dăncilă, cabinetul Dăncilă, cu ajutorul multor socialdemocrați la momentul acela, fie senatori, fie deputați. Adică, iată, ei au găsit suficiente argumente să-i convingă
pe colegilor de parlament, dar din PSD, la momentul acela, dar, să dea votul. Dar cu un mai mare ajutor, dacă țineți minte, eu țin minte bine, cu un mai mare ajutor din partea ALDE, care la momentul respectiv era... Da, bine, ALDE nu mai știa pe ce, lume trăiește. Dar era partid parlamentar. Corect. Călim Popescu-Tăriceanu amenințat cu niște dosare și niște anchete ale DNA, dacă țineți minte, așa, era plimbat în perioada aceea mult pe la... pe la acest parchet. Și acum trage de el, adică nu s-a finalizat, merge mai departe. Și probabil văzând cam cum funcționează lucrurile în România, a ales să trădeze alianța de guvernare. Bun, și mai departe, mai departe, foști colegi ai noștri care au poate au pus umărul, nu știu să vă spun în ce număr, câți au fost, care au votat acea moțiune de cenzură, sunt sigur că regretă și astăzi și poate vor regreta foarte mulți ani de aici încolo că au pus umărul la aducerea la guvernare acestei alianțe, acestui nu mai sunt în PSD PNL. Acești colegi. Bineînțeles că nu mai sunt în PSD. Era absolut clar că cei care își au trădat, își dărâmă până la urmă sau încearcă să-și sape propria guvernare, este clar că nu mai pot fi acceptați nicio formațiune politică, indiferent care ar fi. Nu e neapărat aici PSD, PNL. Se regăsesc, și am câteva nume, unii se regăsesc chiar pe listele în actuala componență a Parlamentului de la PNL. De la PNL, bineînțeles. Erau și glume la un moment dat că PNL a devenit fostul, de fapt, PSD-ul trădător. Adică este clar că, știți, e o vorbă, toată lumea iubește trădarea, dar toți urăsc trădătorii. Da, Cezar a spus. Se pare că cei de la PNL iubesc și trădarea și mai ales trădătorii, pentru că i-au luat în rândurile lor. Cezar sau lui Cezar, Iulius Cezar, dictatorul roman, imperator, îi se atribuie acest citat, iubesc trădarea, dar urăsc, îl detest pe trădător. Da. Se mai modifică nuanțele în timp, în istorie. Da. În altă ordine de idei, iarăși a apărut în spațiu public, la nivel central, pe media națională și așa mai departe, varianta că se poate ajunge, deși personal mi se pare extrem de complicat spre imposibil, la o situație de alegere anticipate. Știți că a mai fost vehiculat acest spectru al amenințărilor, inclusiv când era guvern PSD, cu guvern tehnocrat și așa mai departe. România încă n-a trecut prin anticipate. Domnul președinte Iohannis a deschis multe cutii ale Pandorii, din punctul meu de vedere. A spus că nu voi pune niciodată penal într-o funcție. L-a pus pe domnul Câțu, care are un dosar penal în America, și după aceea ne-a râs în față, nerăspunzând la nicio întrebare, până în momentul de față Iohannis nu a dat niciun fel de explicație despre numirea lui Câțu, dacă a știut sau nu a știut ceea ce se întâmplă sau ceea ce s-a întâmplat în trecutul acestui premier. Dar lăsând altă cutie a Pandorii, lăsând asta la o parte, este cea pe care a spus-o și dumneavoastră, legat de sunt puțin așa. Altă cutie a Pandorii e aceasta cu guvernul lui, că vrea să țină cu orice preț și să ducă cu orice preț la guvernare, guvernul lui, un guvern care s-a dovedit incapabil și l-a dus într-o situație aproape de default. Că, apropo, sper că știe domnul Vâlceanu ce e măcar default. În altă ordine de idei, trebuie să recunoaștem, cifrele nu mint, Partidul Social Democrat a avut cel mai mare procent la alegerile parlamentare. Să spunem, o cutumă nescrisă, trebuia invitat la consultări pentru formarea unei alianțe. Bineînțeles, asta în primul rând, asta a fost, din punctul meu de vedere, încălcarea nu unei ordini constituționale sau unei legi, ci a unei cutume. Asta e, că nu este o scrie explicit, este o cutumă să dai șansa celui mai mare partidului care obține cel mai bun scor în alegeri, șansa de a forma guvernul. Ei, Partidului Social Democrat i-a pus efectiv interzisă această șansă și domnul Iohannis a ținut cu tot din adinsul să facă orice, orice pentru ca partidul dânsului din care provine și pe care din punctul meu de vedere îl sfărărește din punctul meu de vedere. Asta este punctul meu de vedere. Eu mi-l asum, care din punctul meu de vedere am spus, am nuanțat. Asta este punctul meu de vedere, că îl sfărărește grosolan din spate și își impune oamenii pe care și dorește în partidul lui de origine. Cu cine putea Vreau să pierdusem ideea înainte, vreau să spun ceva despre
despre procente în momentul de față. În momentul de față, foarte multe case de sondare, chiar unele din afară, spun că PSD are un procent mai mare decât alianța USR plus PNL. Am văzut și eu acele și atunci, și atunci este foarte legitim acest demers pe care președintele nostru Ciolacu și eu îl îmbrățișez, de a se ajunge la alegeri anticipate. Poate moral, pentru că legal, dacă nu sunt dați jos cei din actuala alianță de guvernare, aceste sondaje post-electorale nu au legal nicio putere. Bineînțeles, nu e vorba de legal. E într-adevăr, arată ceva. Asta era încă o cutie a Pandorei pe care președintele Iohannis a deschis-o cu mult timp în urmă, când spunea, conform sondajelor, Parlamentul nu mai reprezintă voința populară. Ei bine, astăzi, când peste 70% din cetățenii României, prin sondaj, prin metode tehnice, matematice, de a afla părerea populației, peste 70% în sondaje spun că România merge într-o direcție greșită, da? Și coroborat cu un procentul alianței de guvernare mai mic de, mai mic de 35%, da? Și Partidul Social Democrat, care are singur această mai mare decât această procent cifră, mai mare, da? Un procent mai mare, este clar că o măsură sau un eveniment care ar fi de bun simț în țara asta ar fi un nou tur de alegeri generale, adică de alegeri parlamentare. Da, vom vedea ce va fi. Dacă e să mă întrebați pe mine, sunt sigur că vor ține cu dinții și că se vor nu bate cred cu toată... că vom ajunge la anticipate. Sunt sigur la că o remaniere, poate la o picare în perioada asta până în 2024 a guvernului, asta da, dar anticipate nu văd, nu știu, ar trebui să fie extrem de delicată situația. Nu vedeți o dărzenie a populației îndreptată spre cei care conduc? Domnul Catina, vine iarna, avem o inflație foarte mare, facturile la utilități, gaze, energie electrică cresc și vor crește în unele zone extraordinar de mult. Sunt peste jumătate de milion de români care sunt la limita sărăciei, adică în incapacitatea de a-și plăti căldura la iarnă. Toate lucrurile astea duc într-o singură direcție. Vor fi revolte. În primăvară vor fi revolte. Oamenii nu vor trece, probabil va fi din punct de vedere al veniturilor și al cheltuielilor, iarna asta cred că va fi una dintre cele mai grele ierni din poate ultimii 20 de ani. Poate vom avea o iarnă ușoară. Indiferent de iarnă ușoară, domnul Catina, nu poate să fie 15 grade afară. Sunt de acord, deși anomalii s-au mai văzut. Da. Extrem de interesant, înainte de finalizarea... Din păcate, pentru noi nu avem o climă mediteraneană. Da, În zona Spaniei știu că suntem... Înainte de vacanța parlamentară, socialdemocrații, și știu acest lucru pentru că am văzut și în presa centrală și mi-a fost amintit acest lucru, cred că acum 2 săptămâni, când doamna Anca Bordușanu a venit cu această informație, au avut un proiect de lege prin care să se ajute aceste categorii defavorizate, prin prisma liberalizării piețelor de energie, gaze și așa mai departe. Proiect, propunere care a fost respinsă la momentul acela de către majoritatea din Parlamentul României, iar acum este pe tapet un proiect al dumnealor, am înțeles, al acestei majorități. Domnul Catina, ni s-a spus că în momentul în care se va liberaliza piața de energie în România, prețurile nu vor crește, ci vor scade, deși noi ca partid am atenționat și cetățenii și guvernarea că această liberalizare va duce către o creștere a prețurilor și la energie electrică și la gaze. În momentul de față, toate companiile și-au aliniat cumva prețurile încât oriunde te-ai duce vei plăti aproximativ aceea sumă. Diferențele sunt foarte mici între companii. Și atunci întrebarea este următoarea: nu cumva s-a format acolo un cartel? Când mă refer la cartel, nu vă gândiți la varianta de traficanți de droguri. Înțeleg sau ce spune, se folosește adică acest termen la nivel macro între entități, da, între economice, entități care economice, se controleze piața. Și atunci vreau să întreb pe cei care ne conduc. Consiliul Concurenței mai există?
s-au sesizat. Controle din partea abia după ce lideri PSD au tras acest semnal de alarmă și au comunicat imperativ că această entitate, Consiliul al Concurenței, trebuie să intervină și să facă verificări. Nu este prima dată când entități economice, cum spuneți dumneavoastră, macro, bineînțeles, pentru macro și de important, de entități grele și de importantă și strategică și care ating fiecare om din țara asta, s-au pus la masă. Există o posibilitate ca ei să se fi pus la masă. E o posibilitate. Există posibilitatea să se fi pus la masă și n-ar fi prima dată când au făcut lucrul ăsta și să pună jugul pe toată România. Adică pe mine, pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă. Și dacă am fi autonomi ca și entitate familiară, nu știu, dacă am avea panouri fotovoltaice, dacă am avea o microhidrocentrală în curte fiecare și nu am plătit energia electrică, da? Alimentele, tot orice fel de produs care ajunge pe rafturile din magazine virtuale sau fizice, ca să zicem așa, toate sunt influențate de aceste creșteri, la care adăugând și inflația de peste 5%, o să vreau să vă zic o glumă cu inflația de 5%, dar poate mai încolo, așa, se răsfrângă asupra veniturilor românilor. Românii care, într-o mare parte, au salarii minime pe economie. De 1380, nu cu 1600, cum a zis domnul Vâlcean. Am înțeles. Da. Ducem puțin discuția spre teritoriu. Un prieten comun, și o să vă spun după emisiune cine, mi-a trimis un link de la o entitate media locală, unde există o declarație a senatorului Cristinel Urjan, liderul PSD Târgu Jiu, președintele PSD Târgu Jiu, referitoare la, sau este o poziționare a dumnealui la nivel declarativ în acest scandal privitor la Paregio, ceea ce se întâmplă cu acele înregistrări inadmisibile, dacă este să mă întrebați pe mine, adică nu pot să ai acele discuții, iată ce spune dumnealui. O astfel de discuție nu se poate purta nici măcar în glumă. Indiferent cine sunt acele persoane, ce poziție au în Paregio sau în partide politice, trebuie să plece. Sunt de acord. O poziție dură a senatorului Cristian Lujan. Nu, este o poziție normală. Și eu sunt de aceeași părere. Dacă oamenii au făcut acele discuții într-un cadru organizat, nu erau undeva la o chermeză sau la o petrecere, cred că nici și acolo, vorbeau ei cred între... că nici acolo da, nu trebuia făcute. Moral, oamenii, moral nici acolo. Da, oamenii, ați văzut, și cum ca și premierul Câțu, când bea un pic, poate să cred ceea ce nu sunt. Dar, într-adevăr, dacă se dovedește că lucrurile ăștia s-au pus la cale, nu neapărat că s-au întâmplat, doar că s-au pus la cale și se dovedește că sunt veridice, este absolut clar că toți acei oameni trebuie să plece din acea, entitate, indiferent că sunt oameni de jos sau din conducere. Da, vom vedea. Personal am rămas siderat când am ascultat acele frânturi de discuții, acele lucruri. Mi se pare inadmisibil modul acesta de procedare. Asta în ideea în care oricum cei de acolo nu erau chiar în cea mai deplină liniște. Adică știm cu toții că există frecușuri între mari consumatori și Aparegio, între primărie, Consiliul Local și Aparegio. Adică ei nu erau într-o poziție privilegiată de unul să-și permită astfel de discuții de aroganți. Vom vedea ce va fi. Da. Și eu sunt de acord că trebuie să aflăm cât mai repede adevărul despre tot ce s-a întâmplat acolo și nu noi, cât organele abilitate, ca să, poată să dea un verdict clar. În momentul în care avem un verdict clar, vă dați seama că vom susține cu tărie ca cele mai aspre măsuri să se ia asupra celor care se fac vinovați de lucrurile astea. Am înțeles. În altă ordine de idei, după ce, pentru că acum senzația generală a fost că existând două bătălii politice la nivel central între principalele formațiuni sau în principalele formațiuni care formează actul de guvernare, știți că vor fi alegeri... Cam palidă, dacă da, e destul de tăcut seama. Acolo lupta, adică da. Dacă la PNL chiar avem spectacol... Puțin neașteptat. Da, știind stilul celor de la USR care au fost adepții mișcărilor de stradă, ale acuzelor în stânga și dreapta. Sunt foarte tăcuți. Dintr-o dată sunt foarte tăcuți. Și pentru un lucru neașteptat. Pentru bătălia suprem în partid. Asta ca și observator din afară. Nu simpatizez sub nicio formă ca și partid politic, pentru că ei s-au urcat în spatele românilor pe niște voturi obținute.
pentru că sunt în spatele nostru al tuturor, că și USR Plus este părtaș la dezastrul guvernării în care îl trăiește România acum. Adică și ei sunt părtași la împrumuturi și ei sunt părtași la aceste creșteri de prețuri ale energiei electrice și ale gazelor. Toată lumea, toți cei din guvernare și UDMR, toți cei din guvernare sunt părtași la tot ceea ce simt mai greu românii în momentul de față. Deci și PNL, și USR Plus, și UDMR sunt părtași și sunt vinovați pentru toate greutățile pe care le resimt românii în momentul de față. Că e vorba de prețuri și ce am discutat mai devreme. Suntem în 25 august 2021. Facem pariu. Noi doi, acum aici, cu toți cei care ne ascultă, că dacă până în 2024 PSD, sub o formă sau alta, va ajunge în alianță de guvernare, va avea nevoie de sprijinul celor de la UDMR? Facem pariu? Eu încă merg pe ideea pe care a comunicat-o și președintele Ciolacu, că se poate ajunge la alegeri anticipate. Încă merg pe această idee. Și să n-aveți nevoie de aliați la acele alegeri. Domnul pentru că Catrina, dacă obțineți 50%, Domnul Catrina, jos pălăria. Poate vă va veni greu să credeți următorul scenariu. Inclusiv din partidele aflate la guvernare în momentul de față, la un moment dat, văzând dezastru procentelor care stau în spatele partidelor pe care, din care fac parte, ei vor vrea să facă alegeri anticipate. Pentru că dacă se merge în stilul ăsta și nu reușim să răsturnăm acest guvern și el va merge până în 2024, toți cei care fac parte din acest guvern în 2024, adică mă refer UDMR, PNL, USR Plus, împreună nu vor mai depăși 15%. Adunat nu vor mai depăși 15%. Mi se pare totuși destul de greu adunat să nu... Lucrurile sunt foarte, foarte, foarte grele pentru români. Românii iartă, dar nu uită. Sau poate sunt acum prea stresați de cum vor face să treacă prin problemele pe care le întâmpină în momentul de față. Dar în 2024 la vot îi vor sancționa foarte, 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 foarte rău. Există voci care acuză... Ei nu-și vor dori să rămână. Există voci cetățenești, voci civice ale unor oameni care poate și-au schimbat opțiunea politică de la ultima rundă de alegeri, care poate sunt nemulțumiți pe ceea ce se petrece în țară și care acuză mai voalat, mai direct, PSD că nu se implică, ci că așteaptă să crească pe non-combat. Nu este adevărat. Asta spun oamenii. Poate lumea supărată că PSD nu se... Poate fi o percepție. În primul rând, președintele Ciolacu a spus un lucru foarte clar. În perioada trecută, cel puțin, când înainte de vară, când cifrele pandemiei erau la un număr destul de ridicat. Da, chiar foarte ridicat. Nu își poate permite, ca președinte, și noi nu ne putem permite ca partid, să scoatem oamenii în stradă cu riscul ca aceștia să se infecteze și să aibă probleme grave sau foarte grave. Nu ne putem, dacă Iohannis și PNL, pentru că cifrele au apărut, acum se caută vinovații, dar vinovații morali îi știm deja cu toții. Dacă Iohannis și PNL și USR la momentul respectiv și-au asumat să scoată oamenii la vot pentru alegerile parlamentare, știind că situația este cu adevărat gravă și cum am discutat, deja informațiile au apărut acum câteva luni, că se raportau morți din noiembrie și din decembrie, care nu au fost raportați acum, ei bine, noi, Partidul Social Democrat și liderii noștri, nu, și nici eu, nu ne asumăm să scoatem oameni în stradă, să facem mișcări de mase, de oameni, pentru a alătura guvernul din acest considerent. Că oamenii pot ajunge să aibă o formă foarte gravă a bolii, se pot infecta de la o manifestație publică de genul ăsta, unde știți și dumneavoastră că distanța nu se mai păstrează de nici măcar un metru. Nu se păstrează. Da. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu ne permitem să scoatem oamenii în stradă. Cât despre luările de poziție, nu a fost greșeala pe care a făcut-o această guvernare, nu a fost eveniment care să aducă atingere bunăstării românilor creat de această guvernare,
la care PSD să nu reacționeze și la care, și la care PSD să nu arate exact direcția problemei. Inclusiv... Și dacă e să fim sinceri până la capăt, orice partid parlamentar nu are decât o armă mare și tare de punerea unei moțiuni de cenzură. Mai mult de atât, în orice țară, nu ai pârghii. În orice țară democratică și chiar în unele chiar și nedemocratice, pentru că s-au întâmplat răsturnări de guverne la mișcări de masă. Există două variante prin care un guvern își va da demisia. Își va depune și un premier mandatul. Își va depune mandatul, da? Moțiunea de cenzură prin care, bine, acolo nu mai e demisia, acolo e demitere, da? Moțiunea de cenzură sau mișcări ample de populație ceea în ce stradă. Nu este de dorit în nicio țară cu mișcările, da, de stradă. Nu, vă spuneam realitatea, adică cum se întâmplă lucrurile. Ăștia sunt singurele variante în care un guvern este înlăturat. Ori prin moțiunea de cenzură, ori printr-o revoltă masivă populară care să îl oblige să plece de la Profităm la de faptul că sunteți un om deschis, un om sincer și suntem și în ultimele 7 minute până la finalul emisiunii noastre. 2024, chiar da, dacă multă lume nu acceptă ideea, bate la ușă. Da. Suntem la jumătatea lui 2021, zboară timpul, cu siguranță bate la ușă. Unde îl găsim pe Adrian Rovența la nivel de dorință și idee în 2024? În Consiliul Local, Târgu Jiu. Dezvoltați puțin, că așa se... Da, asta este targetul meu. Pentru asta am adică intrat să vă regăsiți pe poziție eligibilă, da, pe lista de consilier local. Motivul pentru care eu am intrat în politică a fost unul foarte simplu și probabil normal pentru mulți dintre români. Și dintre români, dar mai ales dintre cetățenii din Târgu Jiu. M-am născut aici, în Târgu Jiu. Provin dintr-o familie care pe ambele ramuri este de vreo 5-6 generații în Târgu Jiu. Okay. Familia mi-am întemeiat-o aici, în Târgu Jiu. Sunt căsătorit și tată la două fete. Să vă trăiască. Am avut o copilărie frumoasă și dumneavoastră, dacă îmi permiți să spun, și tu ai trăit probabil toată viața am trăit aici. O mare parte din copilărie în Târgu Jiu. Târgu Jiu avea viață. Era un oraș în care te bucurai că trăiești. Avea locuri de muncă, avea spații verzi, avea mulți copii cu care să interacționăm. Totul în Târgu Jiu era bun, era dezvoltat. Aici în mai multe... Aici sunt parțial de acord cu noi și vă spun și de ce. Târgu Jiu, în ultimii ani, se înțeleg că este un oraș încremenit în timp. Tocmai. Eu vorbesc de ce am trăit noi. Eu vorbesc despre amintirile pe care le avem noi. Că cum putem să facem paralele cu ceea vorbim ce este acum? Vorbim de copilărie. Da, da. Pentru că după aia, când am mai crescut, asta spuneam. Erau cum, chiar putem, roze. Cum putem să... Păi nu au mai fost roze pentru că s-au întâmplat o grămadă de evenimente nedorite pentru orașul ăsta. O mare parte din industrie s-a dus și multe alte lucruri. Cum eu și tu am trăit în orașul ăsta și am avut o viață frumoasă. Bă, cel puțin la un anumit moment. Asta îmi doresc și eu pentru copiii mei, ca și ei să poată să aibă un viitor în Târgu Jiu, dar nu numai pentru copiii mei, ci și pentru copiii tăi și pentru copiii celor care sunt de o vârstă cu noi și care își doresc să aibă familia aproape. Să-și aibă copiii aproape de ei, să aibă prietenii aproape de ei. Că acum mă gândesc, câți dintre prietenii noștri n-au urmat calea străinătății? Chiar și sora mea este stabilită în Spania, este și cetățean Spania. Sora mea este în țară, dar stabilită în București. Pentru că Târgu Jiu nu i-a oferit posibilitatea de a se dezvolta din punct de vedere al carierei, al domeniului pe care ea l-a iubit. Și pentru mulți tineri, asta a fost unul dintre aspecte. Pentru alții, efectiv, nevoile materiale i-au împins să plece din Târgu Jiu. Eu asta îmi doresc, ca Târgu Jiu să fie un loc care să-ți asigure un minim de decență, un minim de bunăstare, care să te facă să rămâi aici și să poți să-ți păstrezi și copiii aproape. Iată, exact ce vă spuneam, zice o doamnă, nu, un domn, pardon, păi voi ca opoziție, de ce nu luați o hotărâre? Adică nici voi nu știți ce vreți, vedeți? Este o hotărâre în ce sens? O să vă taxăm noi la viitoarele alegeri, toți sunteți o apă și un pământ. Da, vedeți? Impresii populare. Eu vă spun că vorbesc cu oamenii și multă lume zice, doamne, nici PSD, pe care nu l-am votat, dar nici PSD nu face nimic. Asta spun oamenii. Adică nu... Nu, asta... E percepția omului. Părerea mea este următoarea. Este o anticampanie
tot a celor de la PNL, pornită pe mai multe canale media, nu mă refer de aici din Târgu Jiu, la nivel național, prin care cumva încearcă să se legitimizeze printr-o inacțiune a noastră. Dar tot ceea ce au greșit, repet, și oamenii pot să observe, pot să vadă emisiuni TV ale liderilor noștri, pot să vadă acțiunile online, pot să vadă articole de presă în care fiecare greșeală pe care a făcut-o această guvernare a fost taxată grav. Oamenii se așteaptă, din păcate, la ce v-am spus, se așteaptă ca noi să pornim niște mișcări să de stradă, mobilizați, să mobilizăm cetățenii, simpatizații noștri în stradă. Și eu v-am spus motivul pentru care nu o facem și o spun încă o dată. Nu ne putem asuma ca oameni pe care noi chemăm să ni se alăture în stradă, mâine, poi mine, să facă o formă gravă a acestui virus și să îi avem pe conștiință, așa cum îi are PNL și Iohannis pe conștiință pe cei care s-au îmbolnăvit și au decedat în noiembrie și în decembrie anul trecut. Iar dacă n-am avea pandemie, v-ați... Dacă n-am fi avut pandemie, domnul Catrina, cred că ne mutam în stradă cu totul. Toți ne mutam în stradă cu totul. Eu așa cred. Eu cred că și românilor le este frică. Încă le este frică de acest virus. Bine, și din punct de vedere mediatic, campania care se duce este una de înfricoșare, una care sperie cetățeanul în loc să-l învețe cumva mai bine să se protejeze sau în loc să îl convingă că a se vaccina este o metodă de a scăpa de această pandemie. Eu cred că am trecut prin boală, dar cu toate eu astea, pentru a avea certitudinea că sunt cât de cât protejat de o formă gravă, pentru că vaccinul nu te apără, ci doar îți oferă posibilitatea de a nu face o formă gravă. Da. Am ales să mă și vaccinez. Și nu regret nicio secundă. Iar dacă, pentru că se pare că studiul cel de la Pfizer, pentru că e vaccinul pe care l-am făcut eu și vorbesc de ei, da? Se pare că studiul lor ar fi finalizat. Dacă va fi nevoie ca peste 3 luni, peste 6 luni să facă a treia doză, o voi face. Dacă le-ați făcut primele două, e normal să le facă. Nu văd nicio problemă în această chestiune și mai mult de atât, eu, Ionuț Catrina, am terminat o facultate de litere, nu am competența necesară de a emite opinii profesioniste asupra validității unui vaccin. Nu pot! Pe ce citesc pe net, poate să fie 10.000 de site-uri și obscure. Sunt al felul de-al facultății de inginerie. La fel, nu am... Putem emite opinii competente doar pe domeni ce am auzit eu, ce am citit eu pe internet. Eu știu, sunt de părere că există două variante. Varianta prin care știm cu siguranță că am trecut prin boală. Corect. Și varianta vaccinării. Dacă e să o luăm așa, nu știu, oarecum de bun simț. Rasa umană există de foarte mulți ani, de zeci de mii de ani, să zicem așa. Homo sapiens, nu mai știu exact când a fost clar. Am trecut prin rasa asta umană, noi, cu umanitatea, am trecut prin foarte multe boli. Informațiile genetice se transmit de la generație la generație. Este clar că odată ce ai făcut boala, dar știi cu siguranță că ai făcut-o, acele informații rămân în sistemul nostru nervos central. Cel puțin pentru o perioadă. Și bineînțeles că corpul are cea mai mică idee de a se lupta cu o nouă infectare, este clar că o are. Suntem la final de emisiune, estimate domnă, mulțumim pentru prezență. Cu siguranță vom avea oportunități de a duce mai departe șirul problemelor și situațiilor din această țară, de ce nu din județul Gorj. Multă putere de muncă, să ne revedem sănătoși. Cu plăcere, oricând. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi mai frumoasă ca vremea de afară, că afară la momentul ăsta este foarte urât. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.